Ce să vă spun, dacă îi văd acum, îi vedem, iată. Bun găsit, Davinia, bun găsit, Marius. Bună ziua, bună ziua. Bă, explicați-mi și mie ceva. Voi sunteți, voi arătați foarte bine în acest moment și n-aș putea să spun decât un singur lucru. Să dea Dumnezeu tuturor celor care, din păcate, sunt infectați cu această, cu acest virus și să arate ca ei în timpul carantinei sau vindecare. Uitați-vă și noastră, eu n-am văzut așa ceva. Uitați-vă ce bine. Deci, noroc cu voi, noroc cu voi cu emisiunea voastră, că altfel, acum 3 ore eram așa plăpânzi, Marius încă dormea, încă nu se mai așa, era mai slăbit, adică pot să zic încă, eu. Încă nu ne-am revenit complet, suntem fără vlagă, dar... Dar și-a pus un sacu ca să își mai facă stare de bine. Da, bun. Mi-aduc aminte de scenă și de vremurile bune. Da. Vreau să... Ne revenim, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne revenim treptat. Suntem încă fără vlagă, la vine încă mai tușește. Da, nu știu, până astăzi... ieri am fost mai bine decât astăzi, nu știu ce se întâmplă. Iar tușesc... Bun. Habar nu am. Lavinia, Marius, hai să luăm povestea de la bun început. Ei trebuiau să fie joi în emisiunea noastră. Nu s-a mai putut pentru că nu s-au simțit bine. Iată că până la urmă am înțeles care era motivul. Cum s-a întâmplat de la început? Povestiți-mi dacă bănuiți ce și unde și cum. Hai să intrăm puțin în poveste. Da, am vrea să știm și noi exact de când s-a întâmplat și cum s-a întâmplat și de unde am luat. Am tot dat timpul înapoi să vedem cu cine cu cine ne-am întâlnit. Sigur, Marius a avut primele simptome și înainte să aibă Marius primele simptome, duminică seara, norocul mamei a fost că a plecat de la noi joi, adică a plecat înapoi la satul mare, că altfel era și ea carantinată aici cu noi. Chiar a spus astăzi, mamă, ce bine că am plecat, că altfel luam da, și da, eu. Da, măcar avea și să ne facă cei și toate cele. Doamne, ferește să ia, mamă. Au o vârstă. Așa, el a fost primul care s-a prins de dureri de gât și apoi marți m-a luat pe mine, așa. Măi, mă doare gâtul, ce am, mă dor urechile. Este pentru prima dată în viața mea asta care... Da. Destul de lungă când sunt bolnav. Nu mi se pare așa normal să mi se întâmple asta tocmai mie. Cred că asta e prima dată când trăiesc o asemenea experiență. Nu pot să zic că e foarte, foarte greu de trecut. Am trecut cu Dumnezeu înainte, ne-am rugat, ne-am și speriat, e adevărat, pentru că în primul rând asta creează această boală. Dar nu a fost chiar atât de complicat. Acum suntem încă okay. În Lavinia și Marius, vă rog să vă țineți puțin vorba. Avem câteva minute de publicitate. Vă rog să urmăriți cu atenție și publicitatea. După pauză o să aflăm mai mult despre Lavinia, despre Marius, ce se întâmplă cu ei, cum se va întâmpla în continuare. Iar la sfârșit o să avem o întâlnire în care un bărbat care arată spectaculos pentru voi, doamnelor, se va emoționa până la lacrimi. Stați cu noi. Nu știa să înoate sau să schieze, dar s-a aruncat cu parașuta de la 4000 de metri. Charmant, carismatic și plin de adrenalină, actorul Denis Hanganu s-a apucat de box. Ce alte pasiuni a zis? Detalii despre starea de sănătate a celor doi cântăreți și a fetițelor lor în direct din izolare, doar la Exclusiv VIP, imediat. Am revenit, suntem împreună cu Lavinia și cu Marius. Este un interviu marca Exclusiv VIP pentru că ei se află chiar în acest moment acasă. E foarte bine că nu sunt la spital. Lavinia și Marius sunt din nou alături de noi. Îi puteți vedea în acest moment de acasă. Altfel, uitați-vă la ei, zici că sunt pregătiți de nuntă sau de cântare ceva. Dar adevărul este... Marius, deci m-a flatat Marius când și-a luat sacou. A zis măcar să mă arăt și eu bine dacă tot nu mă simt bine. Sacoul ăsta este pentru a doua oară când îl îmbrac. L-am îmbrăcat prima dată când am fost naș. Și asta este a doua oară. A bun așa. Deci se uită lumea la voi, știi, și se vede așa, că bă, oamenii cu siguranță, hai că v-a fost rău. Nimic, nu ne-a fost rău. Mă, sigur v-a fost rău. Deci, Marius chiar a zăcut la pat, chiar ne-a speriat foarte tare.
Ieri era foarte, foarte moale. Spuneam, îl întrebam, ce ai, ce ai? Spune-mi ce simptome ai. Nu pot, lasă-mă, nu pot să spun ce am, nu pot, lasă-mă. Păi, dar trebuie să-mi spui că deja eram panicată, eram, m-am speriat, evident. Îl durea în piept, îl durea spatele, îl dureau toate. Ok, durerile musculare sunt normale, dar dacă te dor plămânii, așa, nu-i bine. Da, și... În pauza publicitară am sunat-o pe mama, de fiecare dată după vreo emisiune, și am întrebat-o, mama, cum a fost? Și cumva am păcălit, adică am arătat că sunt bine. Și mama mi-a zis că oricât aș încerca, se vede că nu sunt așa de bine și că se vede pe echipul meu. Da, deci ați înțeles acum, de fapt, dedicația asta nu este neapărat pentru noi, doamnelor și domnilor, noi cei care privim acest material, sau voi, este pentru mama. Deci mama trebuia să... Cum e băiatul lui mama? Mamă, mă vezi cum sunt? Fiind abia mă țin de aici. Dar altfel sunt îmbrăcat bine. Ia uite ce zâmbesc. Da, sigur, nu e chiar așa. Ei sunt într-o formă destul de bună. Ați înțeles că Marius nu a fost bine. Cum a afectat le-a afectat pe fetițele voastre, dacă ele s-au infectat și ele, sau ele sunt bine, ce se întâmplă? Deci, fetele sunt negative. Suntem, nu știu, dacă până acum n-au luat, nu știu dacă vor lua de acum înainte, nu au avut niciun simptom. Maria stă și se uită la noi. Chiar ne bucurăm foarte mult că au imunitatea foarte bună. Ele nu sunt două fete grăsuțe, din contră. Mi-arată că e pe ochii pe noi așa ceva. Și am evitat să stăm în preajma lor. Până ieri nu le-am îmbrățișat, până seară nu le-am pupat. Deja avem miercuri, vom avea o săptămână de când nu le-am pupat. Dar și de îmbrățișat abia seară le-am îmbrățișat, pentru că au spus că nu mai pot fără îmbrățișările noastre. Și a trebuit să dorm la picioare, pentru că Ioanei deja era frică să doarmă fără mine. Mi-a zis că este frică de COVID și am presupus ce simte. Și atunci... Dar aseară am fost mai bine decât sunt acum. Nu mai îmi explic starea asta. Bun. Da, zilele sunt diferite, pentru că dacă ieri, de exemplu, era mai bine, astăzi iar s-a întors și ne-a luat așa din vlagă. Și acum, chiar și în momentele astea, când vorbesc cu dumneavoastră, sunt transpir și am așa... Nu sunt cum eram eu odată. Lavinia și Marius, de obicei aflăm, și asta de fapt e paradoxul acestei infectări, este că la fiecare simptomele sunt altele. La unul atacă într-un loc, la unul atacă în alt loc. Unii era cu pierderea gustului, a mirosului. La voi cum a fost? Nu ne-am pierdut nici mirosul, nici gustul, normal. Aveți gusturi în continuare. Da, norocul nostru că a simțit gustul și în continuare îl simțim și la mâncare. Și miros avem, har Domnului. Deci dar suntem rest... norocuși în privința asta, dar rest le avem pe toate. Cred că faptul că nu suntem chiar la fel, nu suntem același organism, clar, și nu avem aceeași imunitate. Și cred că trebuie să stai bine și psihic. Nu că n-am fost noi speriați, adică am fost speriați. Și ne-am panicat, s-au panicat ai noștri foarte tare când au auzit că avem COVID. Trebuiau să vină la noi în weekendul acesta, trebuiau să vină tata cu sora mea. Și s-a anulat totul. Deci 3 săptămâni de aici încolo, clar, stăm Când ni s-a întâmplat, izolat. Am fost foarte uimiți și așa surprinși că ni s-a întâmplat nouă. De parcă nu ni se poate întâmpla nimic rău. Ni s-a întâmplat și nouă și acum ce să facem? Și ori și cui, dar important este să nu ne panicăm, să luăm tratamentul adecvat, să luăm multe vitamine, pentru că, da, contează foarte mult. Bun. Boala asta chiar te pune un pic la pat. Bun, Lavinia, Marius, procedura care a fost? Ați vorbit cu doctorul, doctorul v-a spus să rămâneți acasă, cum s-a întâmplat și luați medicamente anume sau există un tratament simplu? Cum evoluează la voi? Deci, în primul rând, prima dată ne-am testat, am fost eu la o clinică și m-am testat. Am văzut că sunt pozitivă, Marius n-a bucurat să-și facă, dar a doua zi s-a dus împreună cu fetele și și-a făcut și el.
Și am ieșit pozitiv, da, am fost sunați imediat de la DSP și ne-a spus că 14 zile până pe 30 martie suntem în carantină și inclusiv și fetițele noastre, pentru că sunt contacte directe. Am anunțat medicul de familie. Medicul de familie ne-a spus să luăm paracetamol și atât. Da, nu știu. Și atât ați luat? Fiecare. Și atât ați luat? Nu. Nu l-am ascultat, adică nu am mers pe mâna dumnealui, ne-a spus să luăm doar paracetamol. Vă dați seama ce încredere avem în el. Luăm vitamina D, vitamina C, vitamina D de 2000, zinc, foarte, foarte important, și vitamina C. Și... Na. Acum. Luăm, am aflat de quercetina, luăm și quercetina și ce mai luăm? Eu nu știu, dragă, tu mi le pui, eu le iau, nu știu ce iau, am încredere în tine. Și... Da, nu mai știu, sunt multe, dar și pentru coagularea sângelui luăm, da, neapărat. Ok, foarte important. Un sirop de tuse, pentru eu, de exemplu, tușesc și trebuie să iau sirop de tuse. Marius nu tușește. Da, eu vreau să vă spun că în această perioadă am slăbit. Și măcar un avantaj. Da, mi-am propus înainte să luăm COVID, să slăbesc. Mă apucasem de o cură, de o săptămână și un pic. Și continuarea a fost... Dar nu s-au văzut rezultatele. Acum s-au văzut rezultatele. După câteva zile. Și deja, uitați că îmi vine și sarcomul, vine și... Aha. Eram cu 4 kg mai grăsuț. Da, facem haz de necaz acum, ce da. Să mai facem? Noi suntem oricum obișnuiți să ne punem zâmbetul pe buze și când ne este greu sau ne simțim mai rău, pentru că au fost momente în viața noastră când am avut concerte și n-am trecut prin perioade vesele sau bune. Și știm să, noi artiștii știm să zâmbim în fața oamenilor și să transmitem bine. Da. Da. E foarte bine că evoluția este în principiu controlată și pozitivă. Da. Sunt tot soiul de leacuri. Domnul Becali a propus un leac. Există niște leacuri propuse din America. Ați apelat și la altceva sau ați mers numai pe vitamine și ceea ce a spus mai devreme? Păi nu a fost nevoie altceva. Nu a fost nevoie să luăm altceva. Foarte multe ceaiuri. E foarte important să bem foarte multe lichide. Și eu beau foarte mult ceai de cimbru. Asta e un lucru foarte ceai bun. Ceai de chimen, ceai de mușețel. Astea românești, ale noastre. Bun. Evoluția o simțiți pozitivă, pentru că ce-am mai auzit, eu nu vreau să fiu Kobe și nici nu sunt. Unii oameni spun că, domne, acum ești bine, cum au fost mai de asemenea și cazuri cu doamna Gabi Luncă, dar n-are legătură cu voi, că doamna Gabi Luncă îi ține în pumnii să fie bine, să fie sănătoasă. Acu ești bine, acu te ia. Acu are o problemă. La voi a fost o chestiune în creștere bună sau ați avut și zile în care ziceai, bă, deci chiar așa rău nu mi-a fost niciodată? Da. Mie mi-a fost foarte rău sâmbătă dimineața. Adică nu m-am putut nici a pleca după ceva. Atât de rău m-a durut corpul și mușchii și oasele și articulațiile, toate. Am zis că nu sunt eu, zici că am 90 de ani. Adică vrei psihic să fii mai bine, să te întărești, dar totuși e ceva. Adică, băi, pe bune, îmi venea și să râd și să plâng de durere. Să râd de mine cum mă simt și să plâng de durere. Nu știu dacă ați mai trecut prin asta vreodată sau ați mai simțit. Dar eu asta am simțit, adică pur și simplu așa tânără și să am așa dureri mari. A fost ciudat. Iar eu am avut, cred că tot sâmbătă dimineața, am simțit că gata, că nu mai pot și că trebuie neapărat să trec pe antibiotic. Atât de groaznice erau durerile de spate, de mușchi, de tot ce ține aparatul motor. Chiar că atunci m-a speriat, sâmbătă și duminică m-a speriat. Domnul Zorila, ne-ai speriat. Deci vedeți, și suntem totuși tineri. Și vezi că, da.
N-are legătură cu vârsta, după cum ați aflat și voi, treaba asta ține de imunizare, de tot ceea ce se întâmplă în viața noastră, în rest, și în plus mai e Dumnezeu. Aici eu asta vorbeam și cu Luminița, exact, și Monica, credința, mai devreme. Credința contează. Deci Dumnezeu așa zice așa, 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 și după care ne trebuie doar să, ca noi să ne facem datoria și să facem lucrurile foarte bine. Deci a fost momente grele și încetul cu încetul le-ați trecut prin această medicație și a început să vă mai treacă, că acum, repet, arătați bine, adică sunteți ok la... La mine e noroc cu machiajul, că na. Da, când sâmbătă v-a fost amândurora rău, fetițele ce au făcut? Cum? S-au descurcat singure până casă? Ce au făcut? Deci dacă le vedeți pe aici acum ce fac... Păi Doamne, ce fac? Doamne. Le-a lipsit foarte tare prezența noastră. Am stat cumva departe de ele și a fost dureros să nu le îmbrățișăm și să le pupăm. Au venit la noi la ușă, la dormitorul de jos, și ne spuneau: dar noi nu mai putem așa, fără voi. Deci, deși eram în casă, păi nu așa ați spus? Deși eram în casă, totuși nu eram lângă ele. Și ceea ce la noi nu se prea întâmplă. Adică noi, dacă suntem în casă, nu le lăsăm să uite ore în șir la televizor. Nu, avem tot felul de activități împreună. Și ele mai tot timpul stau cu mine în bucătărie. De data asta, când eu găteam, ele n-aveau voie în bucătărie, trebuiau să stea mai separat de mine. Și așa, și cu mască, și cu ele pe lângă mine. Mai bine fără. Și le-a fost și lor un pic greu. Dar de aseară sunt bine și au revenit și ele, pentru că ne-am îmbrățișat. Hai, dacă intră vreo fetiță în cadru, să știți că noi nu ne supărăm deloc, dacă vrea să intre. Da, noi... da. Da, ia să vedem. Vine cineva cu noi? Ia să vedem. Nu știu să întorc camera. Nu trebuie să întorci și el. Lasă-o pe... Poate dacă vine ea către voi sau una nu dintre... Nu vine. Iată. Frâzânelor, ce faceți, măi? Ce uite... faceți? Ce balerine avem noi acolo, dar ce subțirele și grațioase sunt. Să fiți sănătoase. Nu se așteptau să se vadă la televizor. Au niște pe aici, oricum și-au mai lăsat pe aici lucrușoarele. Las. Nu e adevărat, abia eu le-am plâns. Aha! Dar nu le-a strâns pe toate. Are dreptate copilul, dacă vouă vi se pare dezordine, vă spun că nu e. Ce a zis? Cam asta este relația între noi, să ne înțelegem, suntem foarte deschiși. E foarte bine. Să fiți sănătoși, să fie bine. Deci de acum înțeleg că lucrurile la voi încep să meargă către bine. Vă ținem pumnii și să vă meargă bine și să aveți grijă și să ne ajute Dumnezeu. După cum vedeți, evident că Lavinia nu-și dorește decât să fie foarte bine la TV, dar și Marius transpiră, dar le mulțumim foarte mult pentru faptul că au intrat pentru voi. Frumos să fim! Sunteți foarte frumoși! Ideea este pentru fiecare dintre dumneavoastră să înțelegeți de ce e bine să aveți grijă și ce trebuie făcut. Și atitudinea lor pozitivă este foarte importantă, apropo de ce ar trebui să facem cu toții acasă. După ce termina... Apropo, voi v-ați vaccinat înainte sau n-ați apucat? Nu am apucat să ne vaccinăm. Am zis că lăsăm oamenii care au nevoie de vârsta a doua, treia. Da, nu ne-am vaccinat. Dar o să ne vaccinăm, cu siguranță. Acum o să fie mai și mai, dacă faceți și anticorp și lucrurile merg bine... Adică mai încolo, oricum deja ne-am da, format sigur că anticorpii da. Și o să fim imuni. Da. Sigur. Da. Și fetele sunt super. Bine. Sunt sigur asta. Vreau să spun dacă tu ai citit Biblia de când erai mic. Dar cum să nu citesc Biblia? Am citit. M-a întrebat Iona dacă am citit Biblia și am spus că da. Sigur. Chiar aveam în fiecare seară program de citit Biblia, da. Da. Asta e foarte bine. Nu mai lăsăm bunătate. Bravo. Ok, nu o să mai spun tati și o să spun babușcu. Da. Foarte frumos. Lavinia, Marius, aveți grijă de voi. Momentul când totul va fi bine și când sunteți departe de orice fel de problemă, putem să avem și un moment aici artistic. Take your time. Cu mare drag, veniți să vă cântăm.
Take your time, nu vă grăbiți nicăieri. Noi suntem aici în continuare pentru multă vreme. A fost relatarea zilei, ca să zic așa, iată, din casa lor, unde, iată, în fiecare zi fac un pas în plus către COVID, pe către rezolvarea infectării cu COVID. Lavinia Goste și Marius Zorilă. Acum avem